În urmă cu 2 luni nu știau mai nimic despre machiajul profesionist. Acum manechinele care trebuie să defileze pe podium se lasă pe mâinile lor. Studentele de la Intact Media Academy le-au machiat aseară pe fetele care au prezentat o colecție a lui Cătălin Botezatu. Au reușit să-și învingă emoțiile și i-au impresionat pe toți cei prezenți la eveniment. Vedeți că mai sunt 2 modele. Da? Le așteptați? La doar 2 luni de la primul concurs de make-up, elevele sunt capabile să le pregătească pe manechine. Au demonstrat-o aseară la o prezentare de moda lui Cătălin Botezatu. Foarte relaxat, având în vedere că Mirela ne-a explicat tot ce avem de făcut și a ieșit foarte bine, cred eu. Eram obișnuită pe mine, pe familie, dar nu în așa cadru. Am învățat să punem o bază corect, să facem machiaj smokey eyes, care este foarte la modă și se cere foarte mult. Am învățat machiajul natural de televiziune. Am pornit de la zero și am învățat foarte multe lucruri interesante. Și acum, în seara aceasta, am învățat ceva deosebit de ce știam noi în zilele, în viața de zi cu zi. Știam cine este Mirela Vescan, știam ce experiență are, știam că este recunoscută aici și în afară și am găsit exact ceea ce mă așteptam. Tinerele n-au lucrat însă singure, au fost supravegheate de aproape de profesorul lor. Mirela Vescan a urmărit atentă fiecare mișcare. Nu a avut însă de ce să-și facă griji. Au avut foarte mari emoții, dar din punctul meu de vedere nu aveau de ce, pentru că au lucrat foarte bine toate, ai văzut modelele, dar e bine să ai trac. Nu durează foarte mult până când ele vor lucra performant. Care e secretul acestei meserii? Să-ți placă. Este foarte important să-ți placă. Și Cătălin Botezatu a avut mare grijă ca totul să fie în regulă. La un eveniment atât de important, fiecare detaliu contează. Ce te stăcă în seara asta pe colecția Cătălin Botezatu? Tip haute couture, veți vedea briliante de milioane, zeci, sute de mii de euro, ceasuri de femei și de bărbați. Iar rochile, bijuteriile și make-up-ul au fost apreciate de toți cei prezenți la eveniment.